Superliga Națională de Rugby se reia sâmbătă. RCM Timișoara primește vizita echipei CSM București, iar bănățenii nu concep alt rezultat decât victoria. Bănățenii au tot lotul valid, inclusiv samoanii transferați în pauza de vară. Ar putea să-l folosească și pe Fercu, în cazul în care federația ridică interdicția de a juca. Înainte de reluarea campionatului, RCM Timișoara ocupă poziția a patra în clasament cu 28 de puncte. Baia Mare, Steaua și Farul ocupă primele locuri în ierarhie, în timp ce Aradul e lanternă roșie. Partida va avea loc sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Gheorghe Rășcanu din cartierul Ronaț și va fi precedată de o expoziție de mașini de epocă.